China a luat hotărârea de a opri transmiterea meciurilor din Premier League după ce a aflat că englezii au de gând să protesteze împotriva războiului din Ucraina. Declanșarea războiului a întors aproape toată planeta împotriva Rusiei, însă țara condusă de Vladimir Putin are în continuare și admiratori. China a luat o hotărâre prin care își manifestă sprijinul față de acțiunile armate din țara cu capitala la Kiev. Asiaticii au decis să oprească transmiterea meciurilor din Premier League după ce englezii au anunțat acțiuni de solidaritate cu Ucraina. Capitanii celor 20 de echipe vor purta banderole în culorile Ucrainei, iar spectatorii au fost încurajați să se alăture protestelor împotriva războiului declanșat de Rusia. Înaintea jocurilor se va păstra un moment de reflecție și solidaritate, iar pe tabelele de marcaj va apărea mesajul "Fotbalul rămâne unit", alături de drapelul Ucrainei, conform Daily Mail. Premier League și cluburile noastre resping din toată inima acțiunile Rusiei și vor arăta sprijinul pentru poporul ucrainean. Apelăm la pace și gândurile noastre sunt la toți cei care au fost afectați, se arată într-un comunicat remis de reprezentanții Premier League. Aceștia au refuzat să comenteze decizia Chinei de a întrerupe transmiterea partidelor din Premier League, după ce în Anglia s-au anunțat acțiuni de solidaritate cu Ucraina.